În plină perioadă de vacanță, situația din Grecia devine critică. Incendiile de vegetație au luat amploare și au făcut scrum 10 de case. Mii de oameni au fost evacuați, iar astăzi pompieri au găsit și un cadavru. Autoritățile elene au solicitat activarea mecanismului european de protecție civilă, apel la care au răspuns deja România, Cipru, Franța, Italia și Cehia, dar și Turcia sau Serbia, care vor trimite acolo sute de pompieri. Flăcările care au ajuns în trei suburbii din nordul Atenei au cuprins mai multe case și o școală. Autoritățile le-au cerut insistent localnicilor să fugă din calea focului. Dar pentru că au existat situații în care oamenii au nesocotit sfatul responsabililor, astăzi militarii au găsit un cadavru într-una dintre locuințe. Flăcările au ajuns la 15 km de centrul Atenei, iar vântul a purtat fumul deasupra orașului. În toată Atena cerul este întunecat, atmosfera este aproape irespirabilă. Au fost evacuate câteva spitale, de asemenea grădinițe. Sunt și unele locuințe, în afară de cei din Maraton. Li s-a pus în vedere locuitorilor prin sistemul de alertă să fie pregătiți pentru a fi evacuați. Grecia au solicitat activarea mecanismului european de protecție civilă, apel la care România a răspuns deja. Autoritățile de la București au trimis astăzi încă 40 de pompieri și 4 autospeciale de stingere. Aseară, unul dintre militarii noștri a suferit răni superficiale la nivelul feței în timpul unei intervenții. Nu a avut nevoie de tratament de specialitate ori de investigații amănunțite. Colegii au ajuns, sunt alături de noi. Acum ne organizăm activitatea astfel încât să putem să lucrăm pe schimburi, să facem față situațiilor de aici, în locațiile pe care noi le-am avut stabilite pentru a interveni. Lucrurile sunt sub control. Da, din fericire, astăzi a scăzut un pic intensitatea pentru că zilele trecute au fost la nivel 5, adică extrem, de astăzi suntem la nivel foarte ridicat. Το μοναστήρι Φίλιππου του Αγίου μας, η ιεραμονή του, είναι καλά, είναι καλά και σώθηκε. Έφτασε μόλις λίγα βήματα από τη μονή η φωτιά, πραγματικά. Νομίζω το βλέπετε. Βλέπετε και θα δείξω και κάποιες άλλες φορές να παίξουμε, καταλαβαίνετε. Aceste imagini au fost publicate pe pagina de Facebook a mănăstirii Sfântul Efrem, amenințată de flăcările care s-au întins pe câmpurile din apropiere. Focul a fost potolit, dar în zonă sunt restricții pentru că pericolul nu a trecut. Mai mulți pelerini români care ar fi trebuit să ajungă la mănăstire au făcut cale întoarsă. Drumurile sunt închise și nu putem să ajungem la mănăstire. Focul chiar astăzi dimineață s-a oprit la zidurile mănăstirii. Ne rugăm pentru ei ca să fie ajutați în continuare să lupte cu focul. Localnicii au muncit și ei cot la cot cu pompierii și au udat casele și curțile în speranța că vor ține pârjolul la distanță. You can see a burnt house further down and if you just walk with me a little just to see the devastation so close to homes, we're seeing these images consistently, the aftermath of this raging fire, you know, people describing it as a furnace. Incendiile din Grecia sunt atât de puternice încât se văd din spațiu.